Bună ziua, dragii mei! Continui cu partea a doua pentru numărul 2. Nu cred că o să stau acum să lipesc videoclipurile pentru că durează foarte mult și e posibil să nu se lipească corect. Așa că o să atașez după primul videoclip și acesta al doilea. Sper să ascultați totuși finalul etalării pentru că e interesant. S-a întrerupt clarificând regele de băte care a fost clarificat cu 4 de cupe și apoi 4 de cupe cu spânzuratul și 9 de monede. Între timp eu vorbeam singură. Și clarificasem și regina de monede de aici, de la prima carte, Cavalerul de Spade, clarificat de, de regina de monede, și am mai cerut niște clarificări. Pentru că energia în această. pentru cei care au ales numărul 2, este foarte, foarte încărcată energia în această perioadă. Avem interesant confirmarea lunii noi în Scorpion, dar cu arcană majoră, chiar reformatoare și regeneratoare, da? Uh, un turn extrem de intens și el, aveți, aveți, multe cărți care arată încheiere de capitole, de capitole, de cărți, de ce vreți voi, da? încheiere și pregătire pentru renaștere, eventual recâștigarea independenței voastre a unora dintre voi. Oh, dacă vreți să ascultați și partea asta, ar fi minunat minunat ar fi ca să vă clarificați niște lucruri. Cui nu-i convine că etalările vin în două părți, dar aproape interesant, este o separare clară. Cu turnul se separă în două, nu doar videoclipul, nu doar etalarea voastră, numărul 2, dar și în viața voastră se separă niște lucruri. Clar! Și asta este, nu vă supărați, decizia lui Dumnezeu. În acest moment, acest God speak, eu nu mai văd acum spiralul, eu văd un trăsnet. Văd un trăsnet, da? E un trăsnet aici, da? Dacă ar fi să-l să crem pe linii curbe, tot, tot un trăsnet. Da? E o lumină care vine, da? Vine, distruge o veche construcție ca să vă pregătească pentru o nouă construcție, pentru o nouă viață. Acum, am spus că regiul de bute a fost clarificat de patru decupe. clarificat, iar despânzuratul și, și preîmpărăteasa sau nouă de monede. În momentul în care lucrurile se încheie din, din acțiunile voastre sau ale altei persoane, veți vedea o oportunitate pe care ați pierdut-o patru de cupe, un as de cupe care a venit la un moment dat în viața voastră și pe care l-ați refuzat, le veți vedea dintr-o altă perspectivă. Spânzuratul, da? Și nouă de monede. Preîmpărăteasa sau personajul femeia independentă sau poate să fie și bărbatul independent. În momentul în care se încheie, de ce aveți pe toate, pe toate direcțiile, Trăsnet, lumea, moartea, da? Și acum ultima carte, Spânzuratul este revelația. Revelația unei ocazii pierdute. Oricum personaj independent care va inspira, într-o să vă poate inspira, da? Grația ei, uitați. Și această femeie interes Și această femeie are mâna întinsă. O mână care vă cheamă. Și interesant, dacă nu, nu, greșesc, a început etalarea tot cu o regină de spate care întinde mâna. Cineva care a întins mâna să comunice cu voi și să, să transmită ceva. Sau poate să fie invers, evident. Dar, da, revelația este despre o nouă perspectivă asupra independenței sau individualității, inclusiv în cuplu. Poți să fii în cuplu, dar poți să rămâi individ, un individ bine uh, definit. Ne schimbăm pe alocuri, dar nu în totalitate într-o relație. Acum, dacă ați întâlnit un personaj independent care, într-un fel sau altul, vă schimba sau vă provoacă schimbarea în viață, Veți medita. Veți medita la această oportunitate. Eventual veți prelua din ce ați învățat de la acest personaj independent și eu cred că unii dintre voi veți prelua de la acele discuții sau iluminarea pe care o primiți, noua perspectivă despre personaj, despre independență, despre individualitate, va fi reconsiderată și aplicată într-un mod creativ în viața voastră cu regele de bâte. Că veți simți o pasiune sau veți fi pregătiți să vă duceți cu pasiune către un personaj care este oarecum similar cu voi, mai puțin tradițional sau deschis spre a explora viața da, nouă, este jupiterian. Avem aici un, o energie de foc, da? Regele de bâte. Merbe sau Săgetător. Orice ar fi, poate să fie și Marte, da? În Săgetător. Dar trebuie să încheiați niște energii care vă țin pe loc. Să, să da, zis, relația care epuizează unul dintre voi, cineva din viața voastră, hotărăște că este necesar încheierea, finalul. Și după acest final apare renașterea. Renașterea constă în regele de băte. Unul dintre voi, cel care trebuie reformatat. Că sunteți voi, că e cealaltă persoană, dar totuși eu vorbesc despre voi și eu cred că este vorba despre voi. Da? Veți renaște într-o formă uh, foarte specială. Sub influența, uitați, Dumnezeu vorbește și aici, în acest uh, moment de iluminare. veți renaște într-o altă variantă a voastră. Mai creativă, mai expresivă, regele de monede este, de băte este foarte expresiv, mai ales se exprime dragostea, nu doar pasiune, dar și dragostea. Da. Și am zis că am clarificat și regina de monede. Și clar, regina de monede, veștile acestea, sau energia aceasta ne, neprevăzută în legătură cu o soție, o mamă sau o energie tradițională. O energie tradițională, feminină, da? Decriptați cum vreți acest mesaj. Acesta a fost clarificat de 2 de băte, trăsnetul și 5 de spade. Posibil cineva vă spune, gata, m-am săturat, aleg. Aleg separarea pentru că suntem prea mulți, suntem deja 3 în acest joc și mie nu-mi place jocul acesta mental. Și asta se vede și prin lumea, 2 de, bute, 2, 2 de monede și 10 de băte. Că spuneți voi, că spune altcineva. Uh, Repet, veți trăi și veți vedea. Re, cavalerul de spade este foarte asemănător cu trăsnetul, da? Eu o hotărâre bruscă. Gata, m-am săturat. Am ales o altă cale. Trei este prea mult. Și chiar dacă nu sunt trei, conflictele mentale sunt prea multe. M-am săturat de conflicte mentale. Prefer să investesc energia, uite, de conflicte mentale, să-mi epuizez energia în acest dute vino alba neagră, da? Prefer să pun capăt și să renasc. Să renască emoțional, eventual, poate chiar peste un an de zile, la luna, a, sau când e? în taur, luna plină în taur, nu, în scorpion, pardon, va fi, când va fi luna nouă în taur, da, deci peste șase luni de zile. Um, sau luna nouă în scorpion, peste un an de zile, șase luni de zile, veți simți această renaștere. Dar, trecând peste acest mesaj, renașterea se va face la nivel emoțional, eventual în subtil, în, în secret. Da? Lumea nu va ști că veți renaște, că vă orientați într-o nouă direcție, eventual. Și în momentul în care puneți capăt acestei povești, puteți să vă întâlniți acest rege de buță, să reprezinte un personaj care. Apare în viața voastră. În cazul în care considerați că nu vă poate reprezenta pe voi, dar eu zic că vă poate reprezenta pe voi, pentru că renașterea înseamnă revitalizare și cele, cel mai bun element pentru a reprezenta acest concept este băta, da? Băta care înseamnă energie, pasiune. Destul de intensă chiar foarte intensă etalarea voastră. La capătul setului de cărți, adică după ce am clarificat chiar prima carte, apare, reapare 8 spade cu care am și început etalarea, da? Blocajul acesta mental care trebuie depășit în legătură oricum un suflet pereche, o flacără geamănă, dacă știți ce înseamnă conceptul ăsta, care sunteți la distanță și poate să fie iar acel acele alegeri pe care trebuie să le faceți sunt dragostiții. Magicianul, iar aveți marcaj în gemen, unii dintre voi, puternic. Vreți să marcați Magicianul, element de, de lună nouă, o nouă etapă în care vă îndrăgostiți de, de voi, vă manifestați echilibrat, asta înseamnă 6, 6, e a doua oară când apare șase, șase la 33, șase la Willing to Express Love. Și unde vreau să ajung? Unii dintre voi tot încercați să vă vindecați de un cuplu care scârție 5 de monede. Poate că e distanță între voi, dar distanța, tocmai problemele de cuplu care nu se mai vindecă, au provocat această călătorie și această distanță de casă și blocaj mental. De altă parte, sunteți între 2 patru. Între 2 de 4, 4 înseamnă casă. Două concepte legate de casă. Există o casă în care sunteți sau uh, un personaj cu care vă simțiți foarte familiar și vă simțiți ca acasă și fericiți, dar nu știți, dezblocați, nu știți cum să atingeți această fericire și acest echilibru. Și un alt personaj pe care îl trăiți sau un alt cuplu pe care îl trăiți tot casă, tot patru. Da? În care lucrurile scârție sunt probleme. Dale, dale, dale. Și aici este. Nevoia de a călători și de a comunica. Și ce trebuie să comunicați, dragii mei? Ia uitați, asta este. Alegerile pe care le faceți. Voi sau altcineva, dar se va comunica. Sim nevoia să mai pun o carte, pentru că etalarea la numărul 2 a fost foarte, foarte grea, intensă și rămâne de văzut în cât timp se manifestă. O energie generală pentru această lună nouă. O energie generală pentru această lună nouă. Totuși, că tot am vorbit în două corți, în care aceasta a doua parte să fie un pic plus mai lungă, da? Să se merite, nu? deranje. Energia generală a acestei povești. Ups! Ia uite, Marea Preoteasă. Provocarea, ia uite, e extraordinar și faetonul, faetonul care merge către destinul său, da, către steaua asta, steaua înseamnă misiune spirituală, creștere spirituală, da, personajul care ne este destinat, Marea Preoteasă, Ia, ia uite, Her Grace, tot pe albastru, un personaj cu, pe de-o parte, toate aceste lucruri probabil sunt învăluite într-un mister sau nu sunt dezvăluite, voi sau altcineva nu le dezvăluie pentru că nu-i cazul să, să spălăm rufele în public până la urmă. Pe de altă parte, există o influență divină, subtilă, a cuiva sau a lui Dumnezeu prin cineva care vă inspiră să, să mergeți către destinul vostru, să lăsați inima frântă, să lăsați în spate, iau te diavol, energia toxică și să, poate chiar a fost un triunghi amoros, și să mergeți către destinul vostru. Și ce înseamnă asta, destinul vostru? Deci, asta este energia generală. E un mister. Da. Care ar fi finalul? Finalul. În această poveste, la un moment dat, cumva. Uf. Mai dăm o carte pe acest diavol. Eu nu v-aș dori să rămâneți în energia karmică, dar asta e, să vedem ce mai e. Trei de monede, asul de spade. Hmm. Mai dăm o carte. Ce aduce asul de spade? Ce înțelegeți în această poveste? Nu-s multe. nu prea multe. Asul de spade. Ce înțelegeți în această poveste? Dăm o carte pentru a de spade, despărete frumos. Ce înțelegeți? Data. De două. De trei ori. Regele de cupe. Interesant. Și regele de bute și asul de cupe. Interesant. Deci, finalul va fi că veți conștientiza cu asul de spade situația toxică în care ați trăit până acum. Că este la locul de muncă, că cineva s -a... Apare în viața uneia dintre voi. Dacă sunteți într-un cuplu, apare o a treia persoană. Da? Și conștientiza situația. Tare neplăcută. Da? Tare neplăcută. Dar decizia va, va, lua, va, va ține cont sau în momentul în care, cum să-i exprim, să exprim? Acesta este adevărul pe care îl descoperiți la un moment dat. Că trei este deja prea mult. Și trei poate să fie și energia pe care o puneți într-un job. Dar că diavolul poate să fie cariera, ambiție, frici, înseamnă foarte mult. Ori, chiar dacă sunteți în cuplu, vă, vă consumați viața mai mult la job, iar este prea mult. Jobul devine o a treia persoană, un al treilea element. Da? Și aici este adevărul. Dacă ești o, o tentație, voi știți, veți trece și veți vedea. Dar adevărul la care veți ajunge va fi că, în viață, ai nevoie de dragoste, regele de cupe, de dragoste adevărată. Iar o chestiune de integritate să nu uităm, am mai discutat, da? și veți înțelege că trebuie să exprimați dragostea în general, în viață și față de oamenii cu care sunteți. Interesant că, repet, de câte ori pot încerca să-mi aleg cuvintele, ca totuși etalare colectivă și voi să vă puteți găsi poziția. Eu nu vă creez scenariu, nu? Este liberul vostru arbitru, voi știți ce vreți să manifestați și uneori, dragii mei, nici nu manifestați chiar tot ce vreți pentru că mai ținești de subconștient. Dar în principiu, în principiu, da? Veți începe ceva nou cu un personaj pe care îl iubiți, față de care simțiți dragoste profundă și atracție. Da? Asul de cupe și regina de bâte. Ia uite, interesant, regina de bâte și regele de bâte. Probabil că veți veni. Da? Veți schimba vibe -ul. Și cum am zis mai devreme, dacă voi vă manifestați cu acest rege de, de bâte, după schimbările foarte intense prin care treceți, o veți face tocmai pentru că cineva vă inspiră. Regina de bâte inspiră, nouă de monede inspiră, da? Vă inspiră nouă dragoste, asul de cupe și regele de cupe și o nouă pasiune. Și în care sunteți acei, acei patru, acele două persoane pe care le-am văzut în patru de bâte. Dați în urmă să vedeți, da? Patru de bâte. O, o relație frumoasă armonioasă, bazată pe emoții și pe pasiune, da? Nu pe chestii tradiționale, nu pe obsesii materiale sau ambiții, da? Cinci de spade, conflicte mentale, Asta. Și ce veți mai înțelege? Că până acum ați fugit, voi sau eu zic de voi totuși, ați fugit de dragoste, cavalerul de cupe, ca să mergeți înspre regiile de monede, da? Regele, regina de monede, da? Înspre ceea ce știați voi că trebuie să fiți personale tradiționale. Dar se schimbă. Se schimbă situația. Pentru că este regenerare la moarte și renaștere la această lună nouă din scorpion. Acum, sper că v-a plăcut, chiar dacă energiile sunt dure, sunt dure, sunt intense face parte din viață, dragii mei. Renașterea este importantă. Dacă nu renaștem acum, în anul acesta, anul care vine, vai de, vai de, noi, dacă nu renaștem. Vai de noi, vă zic. Pentru că altfel nu pot să zic decât prin aceste cuvinte simple. Ar trebui să fac o etalare, nu o etalare, o prezentare mai altfel, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut dacă o să o fac. Pentru că unii nu sunt despre pregătiți să o ascultați, dar trebuie să ne schimbăm, asta e clar numărul 3. Numărul 3, numărul 3 a avut doar câte... A, două cărți. 8 de monede a vrut să se arate ca mesaj suplimentar și asul de cupe. 8 de monede poate să fie la locul de muncă o nouă dragoste. Sau vă vindecați prin muncă, prin creștere personală. Iar apare noțiunea de apă, de scorpion, pește, rac da? Și de 8, iar casa scorpionului a transformării. Munciți în transformarea voastră emoțională a sufletului, că as, asul de cupe înseamnă suflet, da? Munciți ca să vă vindecați, că poate cineva are ochi albaștri, da? Da. Vedeți, interesant, vedeți concept în această transformare și în această muncă interioară, poate să fie și interioară, nu doar muncă la locul de muncă, Muncă la locul de muncă. E, mai am greșit și eu, da? Simțiți conceptul de suflet și de dragoste, altfel le vedeți altfel. La capătul setului de cărți, șapte de cupe, temperanța. Trebuie să vă temperați, să vă echilibrați cu doi de monede și temperanța, dar să vă abțineți față de cineva care vă aduce iau soarele. E posibil să fie o relație la distanță cu șase de spade, de care ați încercat să vă detașați, dar detașându-vă vă aduceți lacrimi. Pierdeți o oportunitate. Pierdeți, uite, patru de cupe, da? Aici este asul de cupe, da? Pierdeți o oportunitate cu cât vă abțineți, da? Cu cât vă abțineți puterea și vă temperați și vă lăsați în lumea visului. Interesant. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Dar până una alta, până să folosesc acest set de cărți. Ia uite, trei de spade, o suferință. Hai să vedem energiile generale. Energia generală pentru numărul 3. Energia generală pentru numărul 3. O dată, pe 2 trei ori am -am zis, nu? energia generală la această lună nouă șapte de monede am zis că lucrați cu voi da, șapte de monede opt de monede, la capătul setelului de cărți regina de foc și înțelepciune ați avut niște probleme de cuplu cinci de monede, financiare Dar... Ce mai apare? Asul de băte 2 de foc și uniune. ce frumos. Uniune. Am zis, în sufletul vostru trebuie să se unească două concepte. Pe de altă parte, trebuie să alegeți între două femei, unii dintre voi, sau între o latură un foc, un foc mai pământean, mai pătimaș, mai pofticios și un alt foc care, sau personaj pasional, da, care vă poate crește în direcții pe care nu le-ați luat în considerare până acum. Uniune. Se întâmplă uniunea, se va întâmpla de acum încolo, în curând, uniunea dintre voi și un suflet pereche. Dar trebuie să aveți un pic de răbdare și cred că voi trebuie să lucrați un pic mai mult cu voi, pentru că este o problemuță. Ori unul dintre voi este mai înțelept, Regina de Foc și Înțelepciunea, și inspiră Înțelepciune. Eventual cineva vă inspiră cum să creșteți și cum puteți să manifestați acest nou, acest as de bâte care nu înseamnă doar pasiune, înseamnă, am zis, și revitalizare, înseamnă foarte multe. O nouă variantă a voastră. Deci chiar de la început am zis că lucrați cu voi șapte de monede. Lucrați cu voi. Trebuie să creșteți ca un pom și să dați roade ca atare. Repet, cineva vă inspiră, regina de bute cu inspirația, da? Să ieșiți din situațiile neplăcute, să vă descoperiți, eventual vă inspiră și prin tarot, într-o formă sau alta. Cum să manifestați acest început? Cum să alegeți, doi de, de băte, uniunea, echilibru în voi? Și odată manifestat echilibru în voi, veți atrage altfel de oameni sau, eu știu, dacă vreți, personajul care v-a inspirat. Uite, am început cu aceste mesaje și am uitat să... Dar o să fac și chestia asta, să fac și energia de care trebuie să vă eliberați. Dar acum să continuăm. Uh, uh. Să continuăm. Ce vrea să se arate pentru numărul 3? Across the water. E o distanță între voi și cineva. Și îndrăgostiți Un personaj de care sunteți îndrăgostiți și loves. Ea iubește cu devoțiune orice lucru mic. Un personaj posibil feminin, care e la distanță de voi, o persoană foarte iubitoare, care iubește și cele mai mici forme de viață, romantică, romantică, da. Posibil de care vă simțiți atrași. O carte pentru numărul 3. Dar dacă e distanță, atunci trebuie să aveți răbdare și răbdarea aceasta, și distanța aceasta implică între timp lucru cu voi înși vă și creșterea voastră, da? three. My towering magnificence, ancient ones, dreamer, loving all that is. Dați-mi voie să mai spun un mesaj și apoi să, să clarific să vă explic. Iar o energie foarte cu potențial grandios. Tauri sens. Construiți ceva deosebit împreună cu cineva, dar până să construiți împreună cu cineva, dragii mei, trebuie să construim în noi înșine. Un noi înșine. Mesaj de la Înger pentru numărul 3. Aveți în această construcție interioară șapte de monede și opt de monede, da? Aveți susținerea străbunilor voștri. Da? Vă cheamă la Lumină, vă cheamă la o nouă viață, vă cheamă la renaștere. Visați un pic, poate cu cineva vă îndeamnă să visați. Am văzut șapte de cupe, dacă nu mă înșel, dar șapte de cupe, da, cineva vă îndeamnă la vis să visați că puteți să fiți altfel, că puteți să construiți altfel, să vă reconstruiți viața altfel. Loving all that is. Iar este un personaj feminin, senzual, nu zic, da? o frumusețe ascunsă poate că frumusețea ascunsă este în voi și voi trebuie să o descoperiți prin senzualitate, prin trezirea unei pasiuni și a unei senzualități pe care n-ați știut că o aveți posibil un personaj feminin, 22, să vă spună ceva un personaj feminin care are tendința să se agațe de concepte pozitive da? să vă învețe să visați un pic și să fie parte din această susținere înspre transformare. Opt înseamnă transformare. Transformarea voastră personală. Uh, pentru că sunteți chemați la o reconstrucție magnifică. Magnifică, da. Posibil un lucru colectiv într-o formă sau alta în lumea cea nouă, într-o lume de lumină. Oh. Ce Și am zis, tăiem cărțile pentru numărul 3. Fii autentic, fii autentic, da? Fii real, fii adevărat cu tine însuți. Vezi ceea ce simți. Aici aveți de lucru. Autenticitate. Look to your inner strengths. Da? Aici este foarte frumoase cărțile. Privește la puterea ta interioară. Numărul 11 aveți? Aveți răbdare că veți crește și veți descoperi o putere pe care, repet, n-ați crezut că o puteți avea. Dar pentru asta trebuie să fiți tot timpul, constant, autentici, real cu voi înși vă, să nu vă mințiți, să nu stați în energii karmice, să nu vă păcăliți în preajma anumitor persoane. În ce sens? Să nu stați într-un loc sau cu oameni care vă fac să vă îndepărtați de voi înși vă. Acum, am zis că aș fi vrut să încep, da, am uitat, dar continui acum. Energia de care trebuie să vă eliberați ca să puteți manifesta aceste noi începuturi. Ce vine mesaj în plus? 4 de cupe și 10 de monede. 10 de monede, energie tradițională. Bani, familie, de care o fi, ea și 4 de cupe. Um, regretați ceva în familie. Plângeți în familie ceva. Cavalerul de bute. Plângeți în familie ceva. Voi știți Hai să vedem, amestecăm cărțile pentru numărul 3. De ce trebuie să se elibereze numărul 3 în această perioadă? Că am zis, la luna nouă ne eliberăm și facem loc, da? Cale curată pentru viitoarele manifestări, pentru ce vine nou, da? Bine, trebuie până acum făcută curățenia, dar merge și așa. Merge și astăzi. De ce trebuie să vă eliberați numărul? Tot e soare, revine ca la numărul 2. 5 de băte soare, 5 de băte, stai, 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 că mai vedem. Upa! Asta am pus-o, este numărul 3, este un soi de moarte, apropo de scorpion, moartea și renașterea, că okay. e numărul 13, moartea și renașterea. Dar trebuie să puneți capăt unor conflicte, eventual cu cineva, văd și aici are văz, văz și regina de, de, foc, văd și asul de băte, văd și doi de băte, tot doi de foc, Doi de foc, unul de foc și regina de foc. La capătul setului de cărți, ce? Luna! Și trei de cupe, energie feminină. Și aceasta este, iar și șapte de cupe, iar. Posibil unei dintre voi trebuie să vă eliberați, interesant cuvinte mesajul, de o energie masculină. Nu musai de un bărbat, și de o atitudine hiperactivă care creează conflicte. Interioare, fizice. Dacă simțiți că unii dintre voi v-ați luptat că să străluciți într-un loc sau altul, trebuie să renunțați la această luptă. Aș vrea să și clarifici soarele. Dacă e un personaj care vă domină, Poate că trebuie să renunțați la acele lupte care se creează în preajma acestui personaj, pentru că voi trebuie să vă descoperiți, dragii mei, puterea interioră. Un personaj puternic cu care aveți conflicte și vă domină, da? Nu vă permit, pentru că stați în preajma lor, să vă descoperiți puterea interioară. Mulțumesc de inspirație! Pentru care trebuie să aveți multă răbdare, 17 este 7 și cu 1, 8, iar casa 8 a scorpionului, da? Trebuie să aveți multă răbdare să vă redescoperiți, să fiți autentici. Probabil vă eclipsează acest personaj sau încearcă să vă domine. Hai, clarificăm totuși soarele pentru numărul 3. Clarificăm soarele pentru numărul 3. Trei de cupe. Ha. Și asta? Cavalerul de monede. Posibil din preajma prietenilor. Le recupe din preașma prietenilor soarele căvălării de monede sau cineva din, din cercul vostru de prieteni poate prea strălucitor încearcă să construiască ceva cu voi construcția se manifestă încet și din cauza că se manifestă încet apar conflictele acestea. Cinci de băte. Conflicte. Și atunci trebuie să puneți capăt. Dar cum? Ia, dăm soluția. Te rog frumos. Dăm soluția la acest ia, 13. Dăm soluția. Te rog frumos. E ușor să zici pui capăt. Ia. ia uite, da, 13 moartea și lumea. Dar cum? Regele de bute, interesant. Și regina de bute. Hmm. E o atracție dintre voi și cineva. Mai o carte. Și după lume, ce ar trebui să apare? Poate e distanță între voi, am mai zis? Nu mai știu dacă am mai zis. Cu lume, e posibil să fie distanță între voi și acest personaj. Clarificăm lumea. Și această moarte. Acest final. Clarificăm lumea. Asta nu e eu, pentru că sunt prea multe, dar a venit, a venit aceasta, acesta. Valetul, nu e ca valetul, cavalerul, valetul de monede. Asta înseamnă că în momentul în care puneți capăt conflictului sau de fapt conflictul se poate rezolva, da? Printr-un final care permite construcția, Interesant. Dar o altfel de construcție, că apare valetul, permite comunicarea, practică, creșterea, studiu. Valetul de monede. să de monede. Dar o carte. Ce reprezintă acest exact acest valet de monede? A venit, de ce tac? De ce tac? Pentru că acest valet de monede, care reprezintă o întâlnire, comunicarea cu cineva, a fost clarificat de cavalerul de băte, care e o energie extrem de încrezătoare, combativă, doritoare să exploreze lucruri noi, da? Luna, energie feminină, misterioasă și mal preot. Da? Papa, male preot invers. Faptul că a venit papa invers, în cazul în care sunteți căsătoriți, probabil că este o situație neortodoxă. Eu nu vă îndemn la dar. Aș spune o abordare, nu neapărat neortodoxă, o abordare netradițională. Trebuie să comunicați altfel decât ați făcut-o până acum. Asta înseamnă uh, tradițional sau netradițional. Dacă, ați dacă sunteți, aveți tendința să fiți tradițional, papa invers, clarificând valetul și cavalerul. Valetul care înseamnă și el comunicare și cavalerul înseamnă mișcare și comunicare. Da? Ar fi? O comunicare pasională, da? Dar un pic netradițională. Aș spune creativă. Aș spune creativă. Pentru că aveți aici, pe cele două cărți foarte frumoase, de altfel, trei de cupe și soare, da? O prietenie cu o persoană. Poate să fie prietenia cu o persoană foarte strălucitoare, foarte încrezătoare, da? care se construiește greu. Dar din ce cauză se construiește greu? Da? Cavalerul de monede, din ce cauză se construiește greu? Și ca să pune, da, din cauza că se construiește greu, apar conflictele, cinci de băte și trebuie să pune capăt conflictelor. E 13, moartea și lumea. Eventual să veniți de la distanță, lumea înseamnă și distanță. De ce se construiește? 3 de monede. 3 de monede, 3 de cupe. Poate că mai e o altă persoană în joc. În joc. Și atunci trebuie să alegeți, cum am zis mai devreme, trebuie să alegeți și voi între cineva și altcineva. Poate să fie munca. Al treilea element. Munca și distanță care îngreunează o prietenie. Sau bucuria. Da ca să nu stau mai mult decât e de cazul, pentru că trebuie să desca, desca, desfac și celelalte cărți. Deci aici este subiectul de care trebuie să vă eliberați. Apar două cărți care vorbesc de eliberare, dar am încercat să găsesc și soluția. Soluția este nu gata să. Bine, alegerea este a voastră, evident, vă aparține, dar soluția a fost să comunicați, să studiați. Da, cum să comunicați mai practic, eventual constant dar și creativ și plin de pasiune, cavalerul de băte și netradițional. Și iar acest netradițional susține creativitatea cavalerului de băte. Deci este nevoie de o comunicare subtilă, intuitivă cu luna, nu -o să ai în secret alegeți voi dacă vrei să fie în secret. Da? Dar, în primul și în primul rând, creativă și neconvențională. Nu știu, stimulativ. Să, să, să stimuleze. Să stimuleze acest personaj, această prietenă, dacă vreți, în fine. Eu v-am citit cărțile. Voi știți despre cine e vorba. Eu am citit cărțile. Am încercat să caut o soluție. Vedeți cum o alegeți, cum o aplicați, dacă vreți, ce vreți să faceți. Sunt alegerile voastre. Nu vă creeze viața, voi vă creați viața. Eu doar citesc cărțile, energiile care vin după rugăciune, după clarificare. Să știți că se facă înainte de... Ia uite, cineva a fugit. A fugit de dragoste, a fugit de emoții. uitați cum a venit. De-aia nu merge. De-aia nu merge ceva. Este o energie foarte frumoasă între voi și un personaj, îndrăgostiți, lumina între voi. Dar unul dintre voi, probabil că voi de care trebuie să lucrați, trebuie să lucrați la ceva, la un detaliu, în, as, în, în, în caracterul vostru, în viața voastră. Cineva fuge șapte de spade, ascunde o iubire sau fuge de iubire. Și uite, așa se manifestă o separare la un moment dat, într-o formă sau alta. Dar, repet, separările, trăsnetele, turnul, uite, apropo de turn, da, turnul care se dărâmă, anunță reconstrucția unuia, mult mai frumos, frumos e puțin spus, magnific. Dacă ma, magnific cu acesta se face prin lucrarea personală, 8 de monede și 7 de monede. Așteptați și lucrați în voi. Dacă nu sunteți împreună, dacă se întâmplă ceva între voi și cineva, aștepta și lucrați cu voi. Nu vă mai gândiți la ei ce lucrați cu voi. Numărul 3. Hai să vedem. Te încarte, da? E o temare preoteasă. Știi ce te pe frumos. Mă, împărăteasa! Și ca de monede, a venit în aceeași poziție și la numărul 1, mă interesează. Și steaua, pun de -o parte. O să clarific. La capătul setului de cărți, Regele de Cupe Dragoste, emoții, după această transformare, apare Iluminarea, interesant. Am vorbit de, de moarte, da? Numărul 13. Apare moartea, transformarea. Necesară ca să vă vindecați temperanță și ca să primiți iluminarea, să vă eliberați de karmă și să descoperiți sentimente autentice, apropo de autenticitate, emoții profunde pe care le puteți avea față de o anumită persoană, inclusiv față de voi. Clarificăm, deci Marea Preoteasă 10 de cu O să vedem ce înseamnă. Marea preoteasă, în general, mister, zece de cupe, emoții, copleșitoare, împărăteasa, femeia divină sau, sau maternitatea într-o formă sau alta, cavalerul de monede, o construcție stabilă, dar care se face, cum am zis, la șapte de monede cu multă răbdare în timp. Hai să vedem. Clarificăm Marea, uh, Marea Preoteasă pentru numărul 3. te Ia uite, lumea și șase de cupe. Este o relație cu un suflet pereche, da? Cu care ați comunicat mai degrabă online, telepatic, decât față în față. S-a tot dorit Manifestarea renașterii dintre voi. S-a dorit comunicare, o comunicare um, revelatoare și ghidată de divinitate. Dar am senzația că nu prea s-a putut manifesta acest lucru din cauza stresului. Din cauza stresului și a. Um, nevoi de analiză a uneia dintre voi. Unul este foarte stresat, altul este foarte analitic. Posibil și distanța cu lumea, posibil să fie și o mare distanță între voi. Mare distanță. Și când e distanță, nu vedem lucrurile clar. De multe ori nu le vedem nici când sunt aici, lângă noi, dar apoi când e distanță. Clarificăm 10 de cupe. Ia-mi eu cărțile odată. A, nu sunt. Au venit foarte multe cărți. Asta e un mesaj în plus. Mai, e o nouă dragoste care va, va aduce emoții foarte puternice. Și un potențial de stabilitate, 10 de cupe, 10 de monede este un potențial de stabilitate, de relație de lungă durată, cu succes, cu spor, cu abundență, da? pe care probabil nu-l vedeți, cu 2 de spade și lună, posibil nu-l vedeți. Simțiți lucrurile acestea, dar nu le vedeți. Poate sunteți prea concentrați pe muncă, monede și pe atitudine defensivă și pe griji. Clarificăm împărăteasa. Ia Sunt multe, nu sunt prea multe. Am văzut că e o distanță între voi și femeia divină. Eventual, regele de spade pentru un gemen balanță, săgetător. -ă, nu săgetător. Am greșit, evident. Vărsător. Clarificăm împărăteasa. Doi de bâte. Ce trebuie să alegeți? Justiția. Justiția înseamnă karma. Înseamnă contracte. Contracte de muncă sau contracte de căsătorie. Trebuie să alegeți. Între contracte, între karmă, interesant, și femeia divină. Dar și acest potențial posibil. Și din acest motiv, tăceți Bine ar fi să și simțiți potențialul în această tăcere. Trebuie să alegeți și voi ceva. Cam toată lumea trebuie să aleagă ca să renască. Deci nu poți să renaști dacă nu închei un capitol. Și ca să închei un capitol trebuie să alegi. Dar clar, chiar dacă ați ascultat celelalte numere și ați văzut că mesajele unele se repetă, se repetă pentru că suntem la o lună. Nou un în scorpion, începem ceva nou un scorpion, dar asta înseamnă că trebuie să alegem între vechi și nou, da, între moarte și renaștere. Clarificăm că cavalerul de monede o dată. uite, Cavalerul de bătă. Hai dăm o carte. Oricum, nevoia de mișcare. O, oh, asul de băte. Hm. Și steaua. Ia clarificăm și steaua. Clarificăm și steaua. Am zis că e speranță. Hm, ia Oh, Vindecare de energie toxică. Da, hm. da. Da, trebuie să munciți. Unii dintre voi munciți ca să fugiți de o, de o durere, de o dezamăgire. Da? Știți că trebuie să o luați de la zero. Da? Și munciți în vindecarea voastră, transformarea voastră, cum a zis mai devreme, inimii, sufletului vostru. Vedeți lucrurile altfel, emoțiile, sufletul îl înțelegeți dintr-o altă perspectivă. Acum, ce am zis că a venit? Împărăteasa a fost clarificată de doi debute. Am vorbit despre asta, da? Trebuie să alegeți între karma și creșterea voastră personală. Da? eventual femeia divină din voi sau femeia divină, partenerul vostru divin și partenerul karmic. Trebuie să alegeți clar. Și posibil că da, tăceți. Sau tac și ei. Da? Pentru că trebuie să simțiți luna, să simțiți acest potențial. aso de cupe o nouă dragoste, da? euforia, abundența pe care o puteți manifesta alături de cineva. Cu marcaj puternic, zic marcaj. Ori pe luna voastră, ori însemne de ca, semne sau case de apă dacă vă știți hărțile. Acum, cavalerul de monede, care înseamnă o construcție foarte înceată, a fost clarificat de cavalerul de băte și asul de băte. Iar, dacă alegeți energia karmică, veți crește foarte greu sau poate niciodată, pentru că, interesant, cavalerul de băte merge, construiește în spate, în trecut, pe fundațiile vechi care acum, dragii mei, se răstoarnă. Evident, de câțiva ani de zile sper că simțiți că lucrurile se răstoarnă, da? Întreg sistemul în care trăim se răstoarnă. Și atunci, dacă alegeți creșterea divină, da? Construirea unei abundențe, apropo, magnifice, unui turn magnific, a unei relații magnifice cu cineva care, într-adevăr, este special. Pentru acest lucru trebuie să vă implicați într-un mod creativ. Apare o pasiune. Apare o pasiune. Asta este personajul acela. Cavalerul de bâte, da. Și de, și asul de monede. steaua și diavolul. Între timp. Între timp. Am zis că aveți de la început, am zis 8 de... Și iar se oprește la 8 de monede. Și în spate nu mai asul de cupe, avem 3 de spade, da? Aveți foarte mult de lucrat cu voi. În primul și în primul rând, da, cu 7 de monede despre care am vorbit mai devreme, Trebuie să vă vindecați să creșteți. Steaua a fost clarificată de diavol. Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să vă vindecați de energiile karmice, de frică, de obsesia pentru bani, pentru sex, pentru eu știu ce adicție aveți. Toți avem adicții. Vă e frică de eu știu ce lucruri, vă doriți carieră mai presus de alte lucruri, aveți o energie karmică care vă eu știu, devorează de energie, de focul pe care ar trebui să-l manifestați în acea construcție magnifică, revin, pe care o puteți manifesta cu partenerul vostru sau partenera voastră divină. Nu cu oricine putem să construim lucruri deosebite. Și când vorbesc de un turn magnific, mă refer și la o da, construcție intelectuală, spirituală. Am zis că este o, o, ar putea să fie pentru unii o misiune colectivă. Dar aici este transformarea voastră. Priviți la puterea interioară. Asta înseamnă să aveți răbdare în această vindecare da, de energiile toxice, de întuneric, de ce o mai fi, cine o fi, poate cineva vă domină, cum a zis la un moment dat. Dar dacă nu e vorba de dominare, pe să vindecați voi. Vă dați timp să vă vindecați ori de o pasiune foarte mare, ori de o energie karmică, intensă, Diavolul e car. Ah, interesant. Diavolul reprezintă exul sau exa. În momentul în care faceți alegerea, exul sau exa. Cine e acest exa? Sau ex. Da? Și aveți alegeri. Interesant. 2-2. Am tot vorbit de alegeri și voi. 10 de cupe, asul de cupe. cărțile acestea. Nu aș vrea să vă creez iluzii. Dar există o nouă dragoste care vă, vă umple de emoții. Și eventual, dacă sunteți căsătoriți, încercați să ascundeți anumite lucruri de sau să ascundeți căsătoria sau ce aveți, un job. Interesant. Ah, interesant. Unii dintre voi poate sunteți foarte... Unii. Vin mesaje separate, da? Poate unii sunteți bogați și nu vreți să știe această nouă dragoste ce uh, potențial aveți voi, ați vrea să, să vă aleagă din suflet, nu din interes material. Interesant mesaj, da? Interesant. Dar bine, că ascundeți bogăție, că ascundeți o relație de lungă durată sau că ascundeți o, un job, voi știți, dar dacă vreți să vă bucurați acest as de cupe și zece de cupe, evident că trebuie să fiți în vibrație emoțională. Deci, iar va trebui să alegeți voi între karmă, între material și emoție și pasiune, zic eu. Ne dăm un final pentru această acest număr. O concluzie, mai bine zis, o concluzie. Da, sunteți defensivi. Șapte de monede. De debute. Și regele de monede. Mai sunteți căsătoriți? Numărul 3. Din cauza că sunteți descăsătoriți, vă deschideți foarte puțin sufletul. Chiar dacă iau uitați ce aveți aici. Asul de cupe și 10 de cupe. Și femeia divină. Împărăteasa, da? Și unde s-a oprit? La 5 de monede. Problemele de cuplu, eu așa zic. Concluzia. Ia clarificăm diavolul. Te rog frumos, clarificăm diavolul. Dacă vă e gândul la bani și sunteți defensivi din cauza acestei atitudini, voi sau altcineva, vedeți, vedeți despre cine e vorba? Da? Trebuie să vindecați. Da? Trebuie să vindecați acest lucru. Pentru că aici trebuie să fie autentic. Trebuie să fie autentic. Clarificăm diavolul. Oh. 8 de cupe, iau te. trebuie să vă eliberați acest diavol. 9 de spade, că vă aduce mult stres avem carte. Da, am făcut detaliile iar, le-am făcut mult lungi, pentru că sunt și eu curioasă. Vreau să vin, cu detalii, patru de cupe asta. Posibil o tentație. Posibil să fie o tentație în viața voastră de care trebuie să vă vindecați. Mai dăm o carte pentru această concluzie. văzut temperanța care e similar cu șapte de monede, răbdare și construcție și vindecare interioară. Mai dăm o carte pentru această concluzie. Finală. Finală. Pentru o anumită perioadă, eu știu, de văzut încât timp se manifestă carte. concluzie La cercul 4 de monede. Dar o să vă descoperiți adevărul. După un proces de vindecare destul de lung, zic. Da, o să vină cu acest spânzurat un moment cu așecoasul de spade. După, repet, acest proces în care stați și vă gândiți și vă luptați cu voi, da? Merge sau nu mergeți către noul destin, da? Faetul nu merge către stea, către vindecare. Merge sau nu mergeți către noul destin? Pentru acest lucru aveți nevoie de analiză, de așteptare, de creștere personală, da, vor merge lucrurile mai greu în acest număr. Dar vă veți găsi adevărul, veți, o, veți începe o nouă viață, totuși, veți începe ceva nou. Dar după ce veți fi înțeles, veți primi Iluminarea, veți fi înțeles niște lucruri legate de bani, poziție socială, falsă stabilitate, frica de a vă deschide sufletul. Astea sunt concluzii, da? Astea sunt concluzii. Dar, dragii mei, ce să zic, nu, nu vreau să intrați în panică tot ce se manifestă la luna nouă sau ce scrie și vă doriți voi să manifestați la luna nouă, că am mai discutat despre luna nouă, că trebuie scris, da? Se manifestă în timp. Acum, anumite lucruri se vor simți chiar zilele astea, săptămânile care vin, altele în timp. Mai ales că o lună nouă în scorpion și scorpionul înseamnă renaștere și renașterea, dragii mei, înseamnă sau se manifestă pe un termen destul de lung. Eu zic că o să vină totuși o pasiune la un moment dat, în momentul în care vă eliberați de karmă. O nouă pasiune și veți, asta e autenticitatea. Autenticitatea despre care am mai vorbit. Cavalerul de bâte și asul de bâte sunt autentici. Sunt autentici dacă mai adăugăm și asul de spade, care reprezintă adevărul. Da? Dar în această perioadă, probabil că unii dintre voi încheiați un capitol. Un capitol. Capitol înseamnă multe, da? Între voi și un suflet pereche cu care nu prea ați comunicat decât telepatic sau online. Pentru că aveți de înțeles niște lucruri, de ales. Repet, între familie, da, familie, karma, și această nouă dragoste, eventual femeia divină sau ce o fi. Da, trebuie să alegeți. Doi, doi de spade. Hai să le punem așa. Între nouă dragoste, plină de stări și karma. Și asta se întâmplă acum, în această perioadă. Și atunci renașterea, care este mult mai bine sugerată de cavalerul de bute și asul de bute, da, de foc, de fenix, da? Se va manifesta, repet, în timp. Cavalerul de monede renaștere se va manifesta încet, după ce alegeți. Va veni, repet, la un moment dat, după perioada de vindecare, de luptă cu voi, da? Va veni iluminarea și veți înțelege, de fapt, cum ați stat pe loc, ați ținut de tradiții, de niște lucruri care nu v-au permis să vă eliberați sufletul. Uitați câte monede sunt pe suflet. Poate un personaj în viața voastră care e așa de care trebuie să vă eliberați. Vedeți și voi unde sunteți pentru că eu nu vă creez scenariu. Dar cărțile sunt interesante, etalările la fel și sper că v-a plăcut și v-ați găsit mesajele care aveți nevoie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!